Evangelio după Matei, capitolul 24, de la versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă voți veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțimii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeței casei Domnului, mulțumim Domnului de părtășia pe care ne-a dăruit-o până în momentul acesta, de cântările de laudă și de momentele de închinare. Permiteți-mi să aduc salutul frățesc al Bisericii Betel din Dumnezeu Suceava, cu harul, pacea, îndurare să vă fie mulțit de tuturor. Amin. Totodată am încărcat la mine salutările tuturor bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, din Anglia, cu același har să vă fie mulțite. Amin. E nevoie să mai recitim aceste pasaje biblice. De foarte multe ori când o persoană intră într-o comunitate evanghelică, într-o biserică, de un anumit gen sau altul, se așteaptă la un oarecare concediu, se așteaptă la o oarecare odihnă, se așteaptă la un moment dat ca în biserică toată lumea să-i dea prioritate de dreapta, de stânga, cum l-a văzut să ridice, să-i dea scaunul, să stea jos, toată lumea se poartă frumos cu el, pentru că tocmai a venit la credință sau tocmai este fratele nostru în credință. Stimații mei, aș vrea să vă spun, foarte mulți dintre noi nu facem față testelor. Niște mofturoși și niște oameni care ne lăsăm de adunare și de Hristos și de pocăință, dacă nu ne iese pasența. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus despre sfârșitul veacului. Prea puțin ne calificăm pentru asta. Se vor vinde unii pe alții. Ce-i să faci atunci? Se vor urâ unii pe alții. Ce-i să faci atunci? Și atenție, nu străin. De atâi. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi cu restul cei dispăruți. Repet ce am spus și aseară. Dumnezeu nu are cununi decât pentru biruitori. Amin. Doar premiul întâi există. Nu există doi, trei și nici pensiuni de consolare. Doar premiul întâi. Cine pune mâna pe el, intră. Cine restul stau la ușă. Fecioare îmbrăcate, cu candelă, în timp ce toți dormeau, stăteau până după miezul nopții, pilda celor 10 fecioare. Și totuși, 5 dintre ele au rămas în fața unei uși încuiate. Că după noi, trebuia măcar să intre, măcar o țâră acolo. Măcar puțin. Nu. Nu există. De aceea trebuie predicată Evanghelia, frații mei. La fiecare dintre noi să ne calificăm și să ne dăm seama că nu suntem în concediu. Că a venit la adunare este o luptă. Că a rămâne în adunare este o luptă. Că a ierta pe frații este o luptă. Nu-ți vine, dar este o luptă să ierți. Este o luptă în ciuda tuturor împotrivirilor. Tu răzi până la sfârșit ca să fii mântuit. Te-ai înarmat cu astfel de gândire? Pentru că dacă nu ești înarmat de o asemenea gândire, lejeritatea cu care privești lucrurile, felul în care te raportezi la ofense, felul în care te raportezi la pierderi și la pagube, îl va face cu copilul tău să aibă aceeași atitudine. Nu mai mergi două luni la adunare,
te-ai enervat cu tare, te-ai enervat celălalt, efectiv îți schimbi adunarea, că nu-ți convine de ăștia, te duci în partea cealaltă și copilul tău vei observa că va face aceleași lucruri, că tu-ai croit o cale pe care el e obligat să meargă. Stimații mei, biserica în vremuri din urmă este un test pentru fiecare dintre noi, este un test pentru mine și este un test pentru voi. Domnul Iisus Hristos m-a și așteptat la întrebarea ucenicilor, Doamne, care va fi sfârșitul, semnele sfârșitului, să le dea niște răspunsuri mai concrete ucenicilor. Totuși Domnul începe băgați de seamă. Cu alte cuvinte, nu vă spun nici când vin, vă dau numai niște semnalmente, vă dau numai niște jaloane, le clasez, dar voi fiți foarte atenți la semnalmentele astea și fiți foarte atenți cum trăiți. Fiți gata în orice vreme ca să întâmpinați pe Domnul vostru. Aș vrea în seara aceasta din mesajul meu să vă vorbesc despre vremea aceasta pe care o traversează biserica și pe care o vedem ca fiind vreme din urmă. Lucrurile se precipită împrejurul nostru și am intrat ca într-o pâlnie. Înainte mai aveai dreptul să te mai întorci. Acum parcă lucrurile merg pe aceeași direcție. Efectiv, nu mai putem controla foarte multe lucruri. Foarte multe națiuni, inclusiv nemții, germanii, sunt deranjați după cum merge lucrurile. Sunt deranjați de faptul că banii lor merg unde nu trebuie. Că sunt sponsorizați alți oameni, sunt deranjați englezii, sunt deranjați unii sau alții. Prin Brexit-ul ăsta, asta au vrut să arate. Însă deasupra și ei sunt deranjați la ce? Dincolo de asta, biserica trebuie să fie atentă că lucrurile din prejur creează o anumită stare. Dați-mi voie în prima parte a mesajului meu să vă vorbesc despre climatul pe care îl arată Biblia a vremurilor din urmă. Este un climat pe care trebuie să-l identifici, pe care trebuie să-l vezi. Primul aspect al climatului vremurilor din urmă, pe care nu o să-l găsiți nicăieri în istoria umană, de când există oamenii, este timpul scurtat. Biblia ne spune în versetul din capitolul 24, același capitol, versetul 22, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Stimații mei, aș vrea să vă spun de-a lungul timpului, ziua a avut 24 de ore, însă cele 24 de ore pe care le trăim noi acum sunt mai scurte decât alea pe care le trăim bunicii noștri. Există diferite explicații științifice, fie că e vorba de rezonanța Schumann, fie că e vorba de alte explicații științifice pe care eu nu le abordez de la modul bisericii. Cert este că trăim la momentul actual un timp condensat. După un an de știință, noi trăim la momentul actual 16 ore din cele care aveau altă dată 24. Atât trăim și timpul se mai condensează. Cu toate că avem 24 de ore, uitați-vă la bătrânii noștri. De foarte multe ori când stai de vorbă cu bunicii, dacă mai ai ocazia să-i vizitezi, îți spune că se scula dinți de dimineață, odihnit după o noapte de somn, se ducea la prășit sau la săpat, pentru că era răcoare, pe timp de vară, după aceea când dădea soarele, venea acasă, mânca ceva, se odihnea și apoi pe la umăr mai trebăluia câte ceva, mai stătea de vorbă cu vecinii. După care când soarele dădea spre asfințit aproape, când nu mai bătea așa tare, se ducea și mai dădea o postată la porumb sau la unde avea și lucra. După aceea când aproape sunt nopta și lua sapa, venea acasă, stătea de vorbă cu vecinii, mâncau semințe de dovleac până, spuneau unii dintre ei, că se făcea semințe până la ouă piciorului câteodată unde stăteau, discutau despre sat, despre ce acolo, discutau despre unii, ce-au mai făcut unii, ce-au ceartă, după care se urcau în podul standolei, pe fân proaspăt acolo, și se culcau, și dormeau, și sculau dimineața la 4, că nu mai puteau dormi. Și noi întrebăm, toate astea, 24 de ore? Da, toate astea. Uitați-vă ce au realizat ei manual, fără computere. S-o opere de artă la momentul acolo. Sunt lucruri vechi, fără computere. Cum de-au putut realiza atâtea? Cum de și-au putut duce viața fără mașină de spălat? Spălau la mangaliță sau la mangălău, cum numeam noi. Mâncarea o făceau așa cum varietatea era foarte restrânsă, efectiv foarte restrânsă. Și cu toate astea au trăit foarte mult. Și cu toate astea au crescut case de copii. Și cu toate, știți de ce? Pentru că aveau timp. Aveau timp. La momentul ăsta te scoli de dimineață, te învârți de 2-3 ori, e seara. Câte nu ți-ai propus tu de dimineață să faci? Dar de unde? Te-o depășit, dintr-o dată. Te-o depășit. Nu numai atât. Trăim într-o vreme în care ești bombardat că îți trebuie o grămadă de lucruri. Publicitatea care se face.
Credeți că firma Coca-Cola, care cheltuiește miliarde de dolari doar de publicitate, cheltuiește degeaba? Publicitatea afișată pe stradă, afișată pe un blog, afișată la televizor, îți modifică la un moment dat voința ca să, subconștientul, ca să-ți forțeze voința cândva să servești lucrul respectiv. Ei știu de lucrul ăsta. Când îți prezintă un nou aspirator, când îți prezintă nou tipuri de geamuri termopan, bio și nu știu mai cum, când ți le prezintă, el ți le prezintă, știi că din publicitate aia tu nu dai niciun ban. Dar încă, la un moment dat, lucrul ăla va deveni din subconștient și îl va spune, schimbă lucrurile alea. Dacă ai un bănuț, schimbă. Chiar dacă faci un credit, schimbă lucrul acela. De aia fac lucrul ăsta. Și trăim într-o lume în care ne dăm seama că timpul trece foarte repede. Atât bogații cât și săracii se plâng de lipsă de timp. Credincioșii, la fel, se plâng de lipsă de timp. Nu avem timp să venim la biserică, nu avem timp pentru familie, nu avem timp pentru soție sau soț, nu avem timp de o grămadă de lucruri. Alergăm bezmetici câteodată, cuprinși de anumite dorințe, gândim să ne schimbăm mașina și luăm câte un credit pentru asta și apoi nu mai putem să ne bucurăm din niciun moment. De ce? Fratele spune că să fim la adunare, dar el știe ce credit am eu ca să-mi parchez mașina în curtea adunării. Mi-am luat mașină nouă, dar na. Și el știe, dacă ar veni Domnul Iisus noaptea asta, m-aș bucura seara asta. Dar dacă nu vine, eu trebuie să dau banii înapoi și cu dobândă. Și uite așa ne punem la niște robii la care nu ne-a pus nimeni. La care nu ne-a pus nimeni. Și noi în sistemul ăsta evităm de foarte multe ori părtășia frățească pentru că nu avem timp. Foarte interesant, foarte mulți oameni și creștini au timp de fotbal, au timp de meciuri, au timp de politică, au timp de filme. Marea problemă, nu mai au timp de adunare, nu mai au timp de repetiție, nu mai au timp de rugăciuni stăruitoare, să mai ridice mâinile, să spună, Doamne, cer îndurare astăzi, că e nevoie. Nu mai au timp de așa ceva. Au timp de alte lucruri. Și într-o zi vom fi evaluați de lucrul acesta, frații mei. De aceea, aș vrea să vă spun, primul semn concret este condensarea timpului. La momentul actual se va trece din ce în ce mai mult oameni nu vor avea timp. Problema este că mă aștept ca bogătanii lumii să spună că n-au timp. De ce? Oamenii din lumea aceasta au dat la o parte orice, din cauza lipsei de timp, orice barieră spre plăcere sau spre păcat. Plăcere de o clipă a păcatului. Care contează în băutură, în dezmățuri, în orice și așa mai departe. Au dat jos toate barierele. Începând de la haine, până la timpul care se credea că e necesar pentru a interacționa cu o persoană pentru a trăi în păcat. Toate le-au dat la o parte. La momentul actual există iubire de o noapte și câteodată nici o noapte întreagă. Nu-i. De ce? Pentru că toate astea s-au dat la o parte. Și oamenii aleargă nebuniți după plăcere. Înainte când un băiat vroia să convingă o fată să stea pe lângă el, s-a apucat să scrie scrisoare. Începea să scrie o scrisoare așa, îi spărea că litera este temple înclinat. Strângea foaia, aruncat jos. S-a apucat din nou scrie scrisoarea respectivă. Când în sfârșit termina scrisoarea ce o parfuma frumos așa, punea în plic și o dădea la poștă. Poștașul mirosa și se uita la adresă, o ducea mai departe. Când ajungea acolo, fata mirosea scrisoarea, bă, ăsta e de la băcutare. Citea scrisoarea, scria și ea, ia o scrisoare lui, tot așa, cu litere înclinate, punea la o parte, greu, foarte greu, până la un moment dat. De obicei, știți că era dat undeva că cineva s-a îndrăgostit de o fată și tot îi scria scrisori și trimitea prin poștă. Și la un moment dat, fata, tot poștașul venit în fiecare zi, zâmbea, la un moment dat, fata s-a căsătorit cu poștașul. De la ei trimite scrisorile, doar. Stimații mei, în vremea dinainte, pentru că și doi, o fată și un băiat se apropie, trebuia foarte mult timp. Nu scriu la computer, la zilele noastre de astăzi, sunt mesaje de astea pe WhatsApp în care deci nu mai scrie întreg cuvânt, DGM, ZGM, nici nu știi ce, zici că la un moment dat e codat. Ei bine, la momentul ăla barierele s-au dat jos, ca să ajungă mai repede la plăcerea păcatului. La momentul actual oamenii trăiesc în păcate, fac festivaluri, rock și alte stiluri, numai ca să trăiască în păcat, pentru că n-au timp de așa ceva. N-au timp de lucrurile alea. Nu numai atât, frații mei, nu putem dobândi tot ce ne dorim. Nu putem dobândi. Ca atare există rate, există credite, există credite neperformante, majoritatea dintre ei, o grămadă de oameni. Uitați-vă la sediile băncilor. Ce sedii au? Să vedeți ce salarii au oamenii aia.
Numai ca să te păcălească pe tine, să fii acolo, să fii prins la un moment dat, să tot dai bani acolo. Și povara asta e pe foarte mulți oameni. Știți de ce? Pentru că am vrut să am mașina pe care o puteam cumpăra la 60 de ani, acum. Pentru că vreau casa cu piscină, acum. Pentru că vreau foarte multe lucruri, acum. Că eu nu mai am timp să mă bucur altă dată de ele. Frații mei, lumea aceasta e într-o întreagă robie. La momentul actual se vorbește de o nouă bulă financiară și de o nouă recesiune financiară. Știți că toți stau cu gheața în spate? Toți stau cu gheața în spate. Nu se știe ce va fi în continuare. Timpul este condensat, este scurtat. Știți ce mă aștept de la biserică? Să fie siguri care nu se plâng de asta. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu a scurtat zilele pentru cei aleși. Slavăriile ție, Doamne! Pentru cei aleși. Nu pentru bogătani, nu pentru bănci, pentru cei aleși a scurtat timpul. Că n-am rezistat. Când eram eu copil, nu existau standarde de ziare cu fotografii indecente, ca să nu folosesc alt termen la nivelul copiilor. Nu existau magazine unde copilul să-l trimis după unt sau margarină și el să poată plimba pe la standarduri până să ajungă la unt, să dă cu tot felul de poze indecente. Nu exista. Păcatul, incitarea, este la ea acasă în zilele noastre de astăzi. Credincioșii n-ar putea rezista. Dumnezeu a făcut un lucru nemai întâlnit. A scurtat timpul. Te scoți dimineața, te învârși de două ori și e seara. Și știi, ține să plângi și seara mai tare? N-am timp, Domnule Dumnezeu. N-am timp de repetiții. N-am timp de rugăciune. N-am timp de nimic. Băi, pentru tine a scurtat Dumnezeu. Și nu-ți faci timp pentru El? Doamne ajută, frații mei, să ne facem timp. Înțelegeți lucrul ăsta? Aș vrea să avem și o lecțiune practică din lucrul ăsta. Prioritizează-ți viața. Alege care sunt lucrurile importante, că nu poți să le faci pe toate. Nu poți să le faci pe toate. Nu ești capacitat și n-ai timp să le faci pe toate. Ca atare, hotărăște din seara asta care sunt lucrurile cu adevărat importante. Și mi-ar place să vă știu că în seara asta spuneți, pentru mine de acum important va fi adunarea. Chiar dacă îți prins o oră în trafic, chiar dacă trebuie să mă îmbuiesc de la servici, dar adunarea va fi importantă. Slujirea înaintea Domnului, Dumnezeului meu, care m-a ales pentru împărăție, va fi importantă pentru mine. Restul, dacă mai schimb un geam termopan, dacă mai fac o casă în România, dacă mai schimb mașina sau nu, asta se rămâne de văzut. Dar pentru mine e importantă adunarea, Dumnezeu și închinarea. Amin. Amin. Puneți lucrurile în ordine, fratele meu. De pe acum. Că dacă nu ți le pui în ordine, vei fi prins de iureșul împrumuturilor și a plăcerilor și la un moment dat vei trece pe locul 2 sau 3 sau pe 10, vei trece adunarea și relația cu Dumnezeu. Și într-o zi când toate se vor termina, vei constata că te-ai înșelat singur. Te-ai prostit singur. De aceea primul semn este timpul scurtat. Al doilea semn este panică și stres. Termenul de panică și stres. Este din pricina lucrurilor care se aud. Nu-i războiul în Germania, dar este Ucraina. Nu-i cutremur în Germania, dar în Thailanda. Nu-i pregătire de război aici, dar în Iran. Lumea a devenit mică. Pentru un ecran simplu, ești duș de reporter care îți prezintă ce vor ei și te manipulează. E numită de psihologi hrană mestecată. De foarte multe ori, mamele, ca să-i dea copilului care nu poate mesteca o anumită mâncare, ia mama în gura ei o bucățică de pâine cu salam, de exemplu, și o mestecă bine, după care din gura ei îi dă copilașului. Știți ce fac mulți reporteri în ziua de astăzi? Se duc pe teren, iau informația de acolo și nu ți-o prezintă direcție, că te-ai speriat la atâta sânge, că te-ai speriat la atâta. O mestecă, adică o prezintă numai bună ca să ți-o prezinte tine. Scoate de acolo informațiile pe care tu nu trebuie să le afli și îți dă informații pentru ca tu să crezi ce doresc dumnealor să crezi. Și sunt câteva, 3 sau 4 concerne din media în lumea asta care conduce toată lumea și le dă hrană mestecată. Dacă stai toată ziua pe știri, pe reportaje, ai să primești rană mestecată și în scurtă vreme ai să gândești exact ceea ce vor să gândești cei ce te-au servit. De aceea, frații mei, fiți foarte atenți la lucrurile astea.
O să vedeți că în anumite țări unde oamenii se pregătesc să intre la o grevă, să spună, domnule, nu-i corect să fură din bani, prezintă la știri reportaje de scandaluri, de bătăi, de trupii care intră în anumite război și uită ăștia seara și dimineața nu mai iese nimeni să mai protesteze nimeni, nimic. Bă, decât război, dar nu-i bun, așa, las că fură, ăștia nu-i nicio problemă. Și cam asta se întâmplă în lumea în care trăim noi. Însă, frații mei, toate astea măresc între oameni gradul de nesiguranță. Oamenii se tem. Dați-mi voi să vă citesc un verset din Luca, capitolul 21, cu versetul 25, care spune așa. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul mării și al urletul valurilor. Se face aluzie la tsunami care se va înmulți. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Din ce în ce mai mult se va acutiza lucrul acesta. Termenul de stres nu cunoșteau bunicii noștri. Nu știau ce era stres. Termenul de stres, cuvântul ăsta, este relativ nou. Este relativ și sinonim cu vremea pe care o trăim noi, cu epoca aceasta a secolului 21. Ori din punctul ăsta de vedere, frații mei, stresul este ceea ce aduce în viețile oamenilor tensiune de care foarte multe ori rămâne în ei și provoacă foarte multă boală. Foarte multă vreme s-a spus că atacurile de cord, de inimă, care nu-ți dă dreptul să te mai ierți, te mai pocăiești, absolut nimic. Sunt boli care, cum cancerul, de exemplu, cum să vă spun eu, îți dă timp. Chiar dacă trei săptămâni, e galopat, dar îți dă timp să te împaci, să te îmbrățișezi, să ceri iertare, să ierți și să te duci liniștit. Atacul de corp îți ia dreptul ăsta. S-a spus foarte multă vreme că ce mâncăm, dieta noastră, este principalul factor. Din 1999 sau chiar 2000, pe primul loc la atac de corp este stresul. Lumea e foarte stresată și oameni care nu au fost bolnavi niciodată de inimă, numai au atac de corp, cad jos și trebuie să-i facem mormântare, atâta tot, nu mai poți face nimic. Nu ai ce face. Când vorbești unei persoane care e bolnave de diabet sau de tensiune arterială și pe bază de stres, spune, băi, nu te mai stresa. Dom'le, dar am de plătit casa, dacă nu ies afară din ea. Pierd tot ce am investit aici. Îi spui unui student, băi, nu te mai stresa. Dom'le, n-am luat examenele de până acum. Nu am luat nimic. Nu te mai stresa. Pierzi anul, nu? Cum să stresezi omul ăla? Dezvoltă oamenii boli. Nu numai atât, foarte multe boli mentale apar pe fondul acesta. Oamenii se dereglează. Capacitatea hard-discului nostru este limitată. Fiecare are procesorul său, care funcționează la limita lui. Știți că de foarte multe ori ne băgăm în lucruri care nu ne aparțin nouă? Ne băgăm în domenii care n-am fost chemați acolo? Și dintr-o dată, hard-discul nostru nu mai poate ține. Dintr-o dată avem probleme, pierdem memorie. Dintr-o dată vorbim ce nu trebuiește. Nu numai atât, dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, din cauza stresului și a panicii, pe lângă bolile mentale s-au mulțit sinucidere pe baza fondului de depresie, de descurajare. Când vedem cum o duc alții, când vedem ce au alții, când vedem că în casele noastre se intră de foarte multe ori mari bogătani și actori de la Hollywood, ce casă au, ce cutare, și tu când stai la curic undeva, într-o căsuță, într-o garsonieră și n-ai tot ce trebuiește, fiecare zi te uiți la altul, nu te uiți la unul care stă în Africa și stă cu o tablă deasupra capului. Au grijă ăștia să-ți prezinte numai alții. Intre într-o stare de depresie. Știți că eschimoșii, am uitat cum le spune exact, că este un misionar care merge la ei și le spune, o duceau foarte bine în zona din nord, în Groenlanda. O duceau, stăiau în iglurile alea lor de gheață, își vedeau treaba lor, până când le-au băgat așa televiziunea. Când le-au băgat așa televiziunea și au văzut cum ăștia mănâncă portocale, cum ăștia culeg miere și mănâncă, cum încutare, rata de sinucidere e foarte mare în mijlocul lor. Pentru că fiecare națiune trăiește acolo în iaștezată. Omul ăla, dacă îl iei de acolo și îl aduce în altă zonă, nu se poate adapta de cele mai multe ori. Pe mine se mă duce în frigul ăla. Nu mă pot adapta. Eu sunt făcut să trăiesc într-o anumite zone. Corpul meu e în așa fel. Ei bine, lucrurile acestea la care vom avea acces, vor aduce foarte multă descurajare, deziluzie.
Și frații mei, știți de ce e importantă rugăciunea? Că tensiunea asta acumulată pentru ce aș putea să am și n-am. Tensiunea asta acumulată că trece timpul pe lângă mine și trece viața și din mine nu s-a ales nimic. Tensiunea asta acumulată că aș fi putut să fiu ceva și n-am ajuns. Tensiunea asta acumulată că am început să uit. Mă prezint simplu înaintea Domnului și prin ceea ce spune Apostolul Pavel, nu vă îngrijorați de nimic. Ce aduceți totul la cunoștință lui Dumnezeu, da, cu rugăciuni, cere și cu mulțumim. Doamne ajută! Amen. Știți că omul care trăiește în rugăciune și se prezintă în fața lui Dumnezeu și spune lucrurile astea și plânge înaintea lui și se roagă înaintea lui, n-are cum să fie cu preț din depresie? N-are cum. Pentru că el are unul care știe absolut totul, care numără pașii lui de privia, care numără firele de păr și știe totul despre el. Dar dacă vrei să mă binecuvintești, Doamne, mai mult, binecuvintează-mă că ai de unde. Dar dacă tu vrei ca eu să rămân sărac, indiferent cât mă strofoc eu și mă chinui, sărac voi rămâne. Pentru că Biblia spune pe săracii veți avea? Dar care vrea să fie? Care spune eu pe postul ăsta, Doamne? Nu știu care mai vrea, dar eu dacă e nevoie de concurs, eu vreau să intru la concurs. Nimeni nu vrea. Însă dacă Dumnezeu te aduce să fie așa, câți dintre noi suntem gata să acceptăm? Fără rugăciune nu se poate. Nu se poate. Rugăciunea înseamnă, spunea cineva foarte simplu, rugăciunea înseamnă să fii undeva, să-ți plec genunchii, să recunoști că în Universul ăsta este un Dumnezeu și acela nu ești tu. Simplu. Recunoști că deasupra ta, cât te discuși tu, cât știi tu, este unul care știe mai mult ca tine, care poate mai mult ca tine și care te iubește mai mult decât te iubești pe tine însuși. Și ăla e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. E simplu. Frații mei, al doilea lucru care se va acutiza, pe lângă timpul scurtat, va fi panica și stresul. La primul, vă rog frumos, prioritizați lucrurile. Gândiți-vă ce anume trebuie să faceți, chiar dacă pierzi bani, chiar dacă pierzi la un moment dat anumite afaceri profitabile, pune lucrurile în ordine în viața ta. Relația ta cu Iisus Hristos să fie cea mai importantă și cu biserica. La al doilea lucru, ai grijă de rugăciune. Nu acumula tensiune, că se lasă pe ficat, că se lasă pe stomac, că se lasă pe creier, că se lasă pe organele tale. Rugăciunea e făcută să vii înaintea Domnului să-i spui problemele tale. Dați-mi voi să fac o mică paranteză. Probabil voi mai sublinia în zilele astea când voi fi la dumneavoastră. Într-o singură carte a unui scriitor creștin am aflat explicația de ce în Biblia canonică, inspirată de Duhul Sfânt, avem psalmii răzbunării. Sunt 150 psalmi. 3/4 din ei sunt psalmii răzbunării. Noi, când vorbim, dăm îndemnul la rugăciune sau predicăm, vorbim din Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, Psalmul 34, și așa mai departe. Tot psalm fain, dar numele Domnului te taie în bucăți, de când ați avut îndemnul la rugăciune? Și 3/4 din psalm sunt psalmei răzbunării. Ce caută ei în canonul Sfintelor Scripturi? Știți ce caută, frații mei? Ori de câte ori te supără cineva, te ofensează cineva, te enervează careva. Dacă eu mă duc la David și spun, băi, ce m-a enervat cu tare, asta e vorbire de rău, e calomnie, e bârfă, e clevetire și e păcat într-un cuvânt. Dar dacă eu vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne Dumnezeu, am mers liniștit la adunare, am vrut să te laud pe tine, eram pregătit să-ți cânt din toată inima. Dar m-a enervat David ăsta, m-a enervat, a venit în fața mea, mi-a spus niște chestii, Doamne, și-ți spun și ții, mă învic să-ți strâng din cât, nu altceva. M-a supărat că eu nici nu mă știu cum să mă comport față de el. Fratele meu, când tu stai înaintea lui Dumnezeu și povestești în cazul tău și dorințele tale câteodată te miști și tu ce-ți iese pe gură că îi faci lui ăsta, că cuprinzi din el. Ăsta e un psalm, de lângă psalmul 150, deja apare psalmul 151, al tău. Pentru că vorbești cu Dumnezeu, slăviți-mi, Domnul! V-aș ruga tare mult, frații mei! Nu mai vorbiți degeaba pe drum, oricum nu vă bagă nimeni în seamă. Stați în fața lui Dumnezeu și făceți psalm. Și dacă stau să mă uit la voi după chipul vostru, aveți pentru ce? Aveți pentru ce? Toți puteți face o grămadă de psalm. Vă rog frumos, rugăciunea e făcută să te prezinți, să-i spui nevoia ta, supărarea ta, nervii tăi. Dumnezeu te ascultă, te-a făcut, știe cine ești. Dar nu mai vorbi de rău, măi, omule, măi.
Numai să mă n-am o travă în jurul celorlalți. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Știți că eu am trecut prin asemenea situații. N-am știut să mă duc la... Nu că n-am știut. N-am vrut să mă duc la nimeni. Am stat în fața Domnului și am spus, Doamne, îmi vine să-L exclud, îmi vine. Și i-am spus tot ce îmi vine Domnului. Știți că după ce m-am ridicat pe genunchi, am putut să mă duc la omul ăla să-L îmbrățișez. Pentru că toată povara aia lăuntrică mi-a luat-o Domnul prin sânge. Altfel ce realizezi? De-aia e bună rugăciune. Te rog frumos, folosește-o. Ultimul aspect, frații mei, al vremurilor din urmă și a climatului, pe lângă timp scurtat, pe lângă panică și stres, este ura împotriva numelui Domnului. E foarte important pentru noi să cunoaștem lucrul acesta. Societatea noastră va deveni din ce în ce mai rea, nepermisivă, cu privire la Iisus Hristos, Domnul nostru. Societatea noastră care e foarte permisivă cu oameni care cred în vampiri, cu oameni care cred în vârcolaci, cu oameni care cred că au văzut o muleță verzi de pe Marte, am văzut un OZN, toată lumea e lângă el, acceptă că au văzut un OZN, că au auzit el ceva, cu orice religie ești bine primit. În afara faptului că spui că Iisus Hristos a făcut din tine un alcoolic, un pierdut, un om pari al societății, a făcut din tine copilul lui Dumnezeu, că ți-a schimbat destinul. Cu două facultăți poți să ai, oamenii îți întorc spatele și pleacă râzând din fața ta, trecându-te la drept oameni care trebuie să-l lăsați în afara societății. Societatea noastră este permisivă cu orice, în afară cu Iisus Hristos. El trebuie scos din școli, trebuie scos din tribunale, trebuie scos din biserici, trebuie scos de oriunde. Iisus Hristos trebuie scos. Și frații mei, Dumnezeu îngăduie treaba asta. Pentru că aș vrea să vă spun, într-o societate în care Angela Merkel, împreună cu tot guvernul, împreună cu tot guvernul României, se închină lui Iisus Hristos, ce mi-e ușor și mie să spun că sunt creștin. Nu? Să spun că sunt creștin când merg la biserică, la Hamburg și stau împreună cu frații. Mi-e foarte ușor. Dar Dumnezeu vine și spune, vreau să văd dacă tu într-adevăr mă iubești pe mine. Eu ți-am schimbat destinul. Poate erai un boschetar, sau poate erai mort din cauza păcatelor tale. Într-o zi m-am coborât în groapa mocirilor tale, ți-am luat mâna de acolo, te-am smuls de acolo, te-am pus cu picioarele pe stâncă, ți-am întărit pașii și ți-am dat o cântare nouă în gura ta. Vreau acum să te văd dacă vrei să cânți din toată inima pentru gloria mea, dacă mă mărturisești pe mine, dacă nu ți-e rușine cu mine. Și dintr-o dată credinciosul, într-o lume care e total împotriva lui Hristos, el îl întreabă ăștia, hai să bem o băută mică, când primești unul are. Credincioșul vine și spune, mă doare capul. Nu pot tare, mă doare capul. Bun, ăla, bine, data asta îmi doare capul. Data viitoare are altă onomastică. Băi, la ăla te duc capul. Acum nu poți să vii. Ăla, stomacul. Trebuie să vii la rând. Pe când ai rezolvat problema, foarte simplu. Domnilor, pe mine m-a mântuit Hristos. Eu am fost alcoolic și prin pricina lui Hristos, la momentul actual, nu mai sunt alcoolic. Și vreau să-L slăvesc pe Hristos prin asistența mea și să-L laud pe El. Amin. Amin. Foarte mult nu facem asta. Lucrăm ca un spionaj sub acoperire. Cum spunea cineva, a făcut armata un an și 4 luni. Dar nimeni nu s-a prins că-s pocăit. El vedea la decupire și decorații pentru asta. Frații mei, știți că foarte mulți dintre noi gândim la fel? Ne-a adus Dumnezeu în Germania, că ai venit aici în voia lui Dumnezeu sau voia permisivă a lui Dumnezeu. Și ești aici. Te-a adus Dumnezeu aici pentru un scop. Pentru un scop. Lucrările care se împlinesc, se împlinesc sub ochii noștri. Vreau să te întreb, depui mărturie pentru Domnul tău? Doamne. Sau într-o societate care împotriva lui Hristos, taci și tu din gură. Le ieși pe ei să-și vorbească de zeii lor și zeitățile lor fără valoare, au mâini, dar nu lucrează, au urechi, dar n-aud, au ochi, dar nu văd, și tu taci din gură cu un Dumnezeu care te-a salvat. De aceea spune Scriptura, Evanghelia Împărăției va fi propovăduită până la marginile Pământului. Atunci va veni sfârșitul. Contribui cu ceva? Contribui cu ceva? Contribui cu rugăciunea ta ca colegii tăi să afle Evanghelia? Contribui cu rugăciunea ta ca misionare să fie păziți și ocrotiți și să ducă Evanghelia? Contribui cu finanțele tale ca băieți și fete care sunt pregătiți să meargă misiuni, sunt o grămadă în Africa, sunt în Mongolia, sunt peste tot, băieți din România, care sunt gata, n-au fonduri, câteodată bisericii nu au fonduri,
contribui cu ceva pentru a susține un misionar în India sau în altă parte, nu știu cine știe ce fonduri, dar contribui cu ceva la aducerea vestei Evangheliei, măcar în direcția ta? Iubiții mei, trăim într-o lume care e împotriva lui Iisus Hristos. Te-a dus Dumnezeu aici, s-ar putea să nu fii chemat să mergi în Africa, sau în Mongolia, sau în Rusia, sau în Iran, să nu mergi acolo. Vin iranieni la tine aici. Faci ceva pentru ei? Și te cheamă Dumnezeu ca să faci ca Evanghelia aceasta să fie propovăduită tuturor neamurilor. Doamne ajută! Dați-mi voi timpul alocat în continuare să vă vorbesc câteva lucruri de biruitorul acestor vremuri. Timpul scurtat, panică și stres, presiune pe toți oamenii și numai atât presiune pe credincioși din pricina numelui Domnului. Ei fiecare zi trăiesc presiunea aceasta. Mulți își pierd locurile de muncă, nu pentru că nu sunt buni meseriași, ci pentru că doar cred în Iisus Hristos. Foarte mulți oameni, din pricina asta, pierd foarte multe priorități pe care ar putea să le aibă din cauza credinței lor. Și într-un asemenea mediu, există oameni care îl biruiesc pe diavolul la el acasă. Dați-mi voi să vă prezint portretul robot. Există de poliție, în mod special, să faci un portret robot cum ar asemăna o anumită persoană. Aș vrea în pozitiv să vorbim acum, dacă te poți încadra sau mă pot încadra în portretul robot al persoanei care biruiește vremurile astea. Primul lucru care caracterizează pe biruitorul acestor vremuri este faptul că țin credința lui Iisus. În mod special aleg terminologia aceasta care se găsește în Apocalipsa, capitolul 14 cu versetul 12, unde Scriptura spune așa: aici este răbdarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Foarte mult este vehiculat la momentul actual credința în Iisus, care a ajuns la momentul actual să crezi în Iisus și să faci tot ce vrei tu. Ca ai abonament la rai. Am ales să vorbesc despre credința lui Iisus, care a adus-o Iisus, pentru că credința pe care a adus-o Iisus n-a fost niciodată cred în mine și faci tot ce vrei. Nu! Peste tot Domnul Iisus a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină în urma, dar nu-s liber, nu, vii în urma mea. Asta e credința pe care a adus-o Iisus. Totdeauna credința pe care a adus-o Iisus a fost însoțită de ceva, de pocăință. Totdeauna. Totdeauna când vedeai un credincios care îl urma pe Iisus, omul ăla trăia pocăința. Și totdeauna pe lângă pocăință avea și credință. De aceea Apostolul Pavel, când face un rezumat al seminariilor, a învățăturilor, a lucrurilor pe care le-a prezentat bisericii din Efes, spune, și dați-mi voie să vă citesc de Faptele Apostolilor, o sumarizare a ceea ce spune Pavel, prezbiterilor bisericii din Efes. Capitolul 20, cu versetul 20, spune Apostolul Pavel așa: știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor, atenție, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Pare că nu era suficient credința în Domnul Iisus? Nu. Nu. Orice om care ține credința lui Iisus este un om care crede în Domnul Iisus și trăiește pocăința. Trăiește pocăința și crede în Domnul Iisus Hristos. Dacă îmi permiteți spiritual, drumul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu nu e o plimbare. Cu toate că trebuie să mulți creștini, crezi că e plimbare. Este o alergare. Și alergați cu stăruință în alergarea care vă stă înainte. Dacă ai un singur picior, nu se poate vorbi de alergare. Se poate vorbi de țopăire, atât tot. Dar de alergare nu se poate vorbi. Dacă ai două picioare, și începi să îndesești mersul lor, obții alergare. Picioarele credinciosului se numesc credință în Iisus Hristos și pocăință. Cu cât le îndesești în fiecare zi, credință, pocăință, pocăință, credință, credință, pocăință, tu începi să alergi prin împărăție. Doamne ajută! Cine are numai un picior, credință în Iisus Hristos fără pocăință, țopăie. Cine are numai pocăință, fără credință în Iisus Hristos, adică se ține după lege, dar credința în Iisus țopăie, nu poate câștiga niciun premiu. Credinciosul poate prinde mâna cu cunună doar dacă împletește cele două și aleargă înainte. Doamne ajută! Amin. De aceea este important pentru noi să ținem credința în Iisus Hristos. Amin. Aud de foarte multe ori, mai ales în terminologia zilelor noastre de astăzi,
că predicatorii care vin și susțin învățătura de trăirea pocăinței, de urmarea Domnului Iisus Hristos și a trăirii în univers, sunt categorisiți legaliști. Și aș vrea să vă spun încă o dată, frații mei, că harul este mai restrictiv ca legea. Harul e mai dur ca legea. Poate nu v-ați dat seama, dar ăsta e adevărul. Legea spunea, dacă strângi pe unul din gât și ăla moare, ești condamnat ca ucigaș. Harul, știi ce spune? Dacă urăști pe fratele tău, ești un... Dacă legea îți spune dacă îl omori și nu mai trăiește, tu ești ucigaș. Harul îți spune, doar dacă îl prinzi, doar dacă îl urăști sau ai mânie pe fratele tău, tu ești un ucigaș. De aceea este important pentru fiecare dintre noi să veghem asupra acestor lucruri. Știi ce spune legea? Să nu prea curvești. Prea curvia în lege însemna să săvârșești păcatul respectiv. În har, Domnul Iisus Hristos spune, dacă un bărbat se uită la o femeie, nici nu atinge, cu gând să păcătuiască, va fi judecat ca și cum a... Care vi se pare mai restrictiv? Legalistule. Dar harul cum e? Frații mei, de aceea v-aș ruga, fiți foarte atenți. Pentru că ni s-a dat Duhul Sfânt, ceea ce în Vechiul Testament nu era, care să vină peste și în noi, avem puterea și potența să trăim Evanghelia la un alt nivel. Doamne ajută! Dacă nu sunt plini de Duhul Sfânt, din vinovat Dumnezeu. Biblia noastră vine și îmi spune, fiți plini de Duhul Sfânt. Nu așteptați un moment solemn când Dumnezeu vă armă odată filudă. Nu! E de datoria ta să te umpli de Duhul Sfânt. Astăzi, Doamne ajută! Dacă nu ești plin, nu dai vina pe Dumnezeu. Este datoria ta. Frații mei, primul lucru pe care vreau să-l subliniez foarte clar, este că portretul biruitorului sunt oamenii care țin credința în Iisus, care cred în Domnul Iisus și care trăiesc pocăința. Al doilea aspect al portretului biruitorului este sunt atenți la înșelare. Domnul Iisus Hristos începea pasajul acesta Biblic la întrebarea apostolilor, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă. Fiți foarte atenți la lucrul ăsta. Înșelarea, frații mei, este una dintre armele pe care diavolul le are și intră în viața credincioșilor, dorind să înșele, să se abată de la țintă. Puțin, dar suficient pe termen lung. Dacă la un moment dat un anumit tun, de exemplu, e pus pe o anumită poziție să tragă proiectile, aș vrea să vă spun, dacă înclin unghiul numai cu câteva grade, proiectilul acela va cădea la kilometri distanță. Pentru că el, la bază, e înclinat doar puțin. Dar la efectul lui, înclinarea e majoră și distanța e majoră. Stimații mei, diavolul când vine în viața ta, vine și spune, nu trebuie să ții chiar așa. Numai puțin de o parte sau numai puțin de cealaltă parte. Mai lasă așa sau mai lasă așa. Pe termen lung, nu mai nimerești ușa raiului. Pe termen lung, nu mai nimerești. Atât îți trebuie. De aceea Domnul Iisus spunea, băgați de seamă și atenție, frații mei, ca din sarcina noastră să fim atenți. Doamne, Dumnezeu ne păzește, împrejurul nostru sunt legiuni de demoni care ar vrea să ne termine viața. Nu te scoți dimineața și spui prima dată îi pun la punct pe demoni ăștia și așa mai departe, după aceea mă apun din lucru. Nu! Dumnezeu te păzește prin puterea Lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Dar din proroci mincinoși, spune Biblia, păziți-vă voi! Doamne, cum de-a venit ăsta și m-a înșalat? M-a păcălit. N-ai putut să-i bagi un cui într-o roată să aibă pană și nu mai joacă la mine. N-am putut să fac, dar de asta trebuie să te păzești tu. Tu trebuie să întrebi cine. Tu trebuie să întrebi de unde vine. Tu trebuie să întrebi care e relația lui cu biserica. Unde slujește. Tu trebuie să întrebi asta. Ați-o plăcut? Acum adu? Măcar învață. Frații mei, păziți-vă. Poporul Domnului va fi înțesat. Înțesat. De proroci mincinoși. Știți care e vestea bună aici, frații mei? Cea mai mare bagnotă din Uniunea Europeană e bagnotă de 500 de euro. Dacă un om, să nu-i spun infractor, dacă un om se gândește să falsifice o bagnotă de 500 de euro, ar avea sens, nu? Pentru că pe piață există bagnote originale, reale. Dar dacă cineva ar vrea să facă, știți, o bagnotă de 1000 de euro, toată lumea s-ar prinde că este un fals,
Pentru că pe piață nu există bancnote de 1.000.000. Stimați-i mei, știți de ce vor fi mulți proroși mincinoși? Pentru că biserica îi va avea pe cei adevărați. Că dacă ei adevărați n-ar fi, toată lumea s-ar prinde că-s bancnote de 1.000.000. Adică nu există, domnule, nu există nici proroși buni. Nu știți ce caută ăștia față. Dar pentru că biserica trebuie să-i aibă pe cei adevărați și îi va avea, asta e treaba dumneavoastră dacă îi aveți sau nu, pe baza lui ăștia adevărați vor strecura și ceilalți. Pentru că dacă nu i-ai nici pe cei adevărați, când vin cei mincinoși, te prinzi. Băi, nu sunt, nu mai sunt proroși, gata, sunt terminat. Dar pentru că biserica îi va avea pe ceilalți, de-aia se vor strecura ei. Acum întrebarea mea pentru voi este, îi aveți pe ei adevărați? Pentru că asta e marea întrebare. Văd că luptăm pentru mașini mai bune și nu-i rău. Văd că luptăm pentru case bune și când vă feliciți nu-i rău. Dar luptați pentru daruri spirituale să le aveți în popor, care v-ar ajuta enorm la lucrarea lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care niciun păstor nu le poate face. Am fost deseori în situația să predic și să n-am acces la inima oamenilor. Am acces, are acces Duhul lui Dumnezeu la cine găsește el de cuvință. Dar am văzut situații când s-a ridicat din banc un tânăr sau o tânără, un bărbat sau o femeie, s-a dus la cineva și a zis, așa îți vorbește Domnul. Și numai au început să vorbească și au început să plângă și să spună, numai Dumnezeu știe lucrurile astea. Și a predicat oare așa. Și nimic. Și asta s-a dus din trei cuvinte. El era gata pentru botez. Era gata pentru salvare. Pentru că astea-s darurile de descoperire, frații. Și le are Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Și le are. Am întâlnit biserici, unde iau asemenea oameni. Și știu că, imaginați-vă că și la voi, pentru un vas care e recunoscut din biserică, un om care își trăiește pocăința, un om testat din biserică, la un moment dat vine o descoperire. Iată că vor veni la voi doi bărbați îmbrăcați în haine negre, vecheați pentru că vă aduc o învățătură străină. Știți că din momentul ăla nu contează cine vin la voi. Poți vin eu cu noi, sardelean. Voi vă uitați cum să aici de oare? De ce? Pentru că descoperirea aia v-a pus în gardă. Mă verificați pe mine, verificați pe Moise, verificați cine mai vine. E verificat pe baza acelei descoperiri. Dar dacă descoperirea nu există, pot să vin și eu și Moise și martorul Jehova și mormoni. Vin și tu n-ai nicio bază ca să vezi. Nicio bază, dar... Faci ca cineva care nu de mult îi spunea, băi frate, cum l-ai lăsat omul ăla să ajungă la voi? Cum l-ai lăsat? Divorțat de nu știi câte ori și cu tare și acum? Dar și nu vorbi bine? Asta e tot! Că o vorbi bine, dar el o viață sub orice critică. Frații mei, când ai descoperiri în poporul lui Dumnezeu, tainele și planul vrăjmașului este dat la lumină și tot poporul este foarte atent, slăvit să fie Domnul. De-aia e bine să le aveți. Cu riscul de a se strecura și ceilalți, care pot fi puși la cântare. Cum am prezentat fraților aseară, vă spun și dumneavoastră, verificați. Pe oricine chemați, verificați ce relații are în ce biserică. Ce relații are cu biserica. Sunt o grămadă de oameni, nu zic că sunt răi, dar un om care primește un dar spiritual de la Dumnezeu, vedenie, profeție, tămăcirea limbilor, sau alte discuri, cunoștință, vorbesc de daruri uzuale, nu vorbesc de daruri vindecărilor sau altceva care sunt foarte rare. Vorbesc de daruri uzuale, care ar trebui biserica să le aibă din belșug. Când primesc un asemenea dar, nu primesc pentru nevastă mea. Și nici pentru casa mea, primesc pentru biserica lui Iisus Hristos. Eu aici te slujesc cu ea. Darurile nu mă ajută pe mine. Eu nu pot să spun, imaginați-vă dumneavoastră că eu acum mă opresc de predic și spun, ascultă bărbatule, deschide gura larg, eu îți voi da cuvinte, te voi umple cu putere și îți voi da mare har. Și voi mă întreba, frate, zice, cine a fost lucrarea? Pentru mine singur, m-am întărit eu. Nu pot să am așa ceva, altul pentru mine poate să aibă. Dar orice dar care vine, îi dați pe zidirea bisericii. De-aia am nevoie de tine, duminică dimineață. De-aia ai nevoie de mine. De-aia mă interesează unde ești. Că trebuie să porți un dar, ai ceva de la Dumnezeu. Ca atare. Când Dumnezeu toarnă așa ceva, există oameni care spun, bă, ce sfânt sunt eu. Dumnezeu mi-a dat darul ăsta. Vine fratele păstor și îi spune, frate, dumneavoastră ai darul ăsta. Dacă câteodată folosești niște glume, chiar care sunt proaste. Nu se poate din aceeași bână ai zborului să iasă și apă curată și apă... Te rog frumos, scoate glumele alea din inventarul tău. Nu se cade, frate.
Ei, și duci pe mine că am eu darul ăsta lui Dumnezeu, dar așa. Și frații mei, de la lucrul ăsta se strică un dar bun. Nu mai lucrează în biserică, lucrează pe acasă, nu mai are treabă, el vorbește de rău toată biserica, biserica de partea cealaltă, nu poți să spună, băi, e de al nostru, el mai vorbește prostii, mai face niște rășpării, dar e de al nostru, știi? Nu! Nu este Domnul, nu colaborează. Și vine la voi, fraților, mă umb, și lucrările lucra Dumnezeu prin mine, mai merg la cineva acasă, mai dau lucrare cu tare, băi, exact a fost treaba asta! Frață, nu mă interesează cât e exact sau nu, cât e tare timpul tău vocal. Unde ești din metale membru biserică? Cu cine ai colaborare? Păi să vezi că eu îți depind zonă, de care zonă, unii, de zonă exactă. Unde ești, în GPS, localizăm, spune care e păstorul din metale cu care te însumăm legătura. Da, dar păstorul nu mă înghite pe mine. Dacă nu te înghite păstorul, te rog frumos, stai din gură. Te rog frumos. Ai avea dar bun. Știți că mulți sunt înșelați așa? Și asta e valabil și pentru predicatori, și pentru proroci, și pentru vizitatori, pentru oricare vine la voi. Nu vă uitați la zâmbetul meu. Verificați! Doamne ajută! Băgați de seamă să nu vă înșele nimeni. Ai grijă la asta! Am întâlnit în Europa oameni care munceau dimineață până seara, n-aveau timp nici de adunare. N-aveau timp să vii la adunare. Când aveți rugăciune? Vine seara, nu să când. Vine seara, n-aveau timp. Practic, eu am din lucru, trebuie să câștig bani. Am venit un proroc. Un proroc a avut timp pentru asta. Bă, mi-a spus ce-a dorit el, că l-a văzut așa. Bă, și eu zic, frate, știi ce? Îmi trebuie până mâine, sau pentru până păi mâine 5.000 de euro. Ai din ceva să spun. Păi nu am, dar mă duc și fac la prieteni. Deci tu ești omul lui Dumnezeu. Dacă ai spus când dai, eu luat 5.000 de euro și a dispărut. Ăsta vin la adunare. Fraților, a venit unul. Nu știm, frate, vine la matale. A fost la un metal. Tata mi-a luat 5.000 de euro. Păi dacă vinei, poate vine seara la adunare, poate îți vorbe Domnul, să fii atent. Dar dacă n-ai fost, acum crezi că plătești biserica 5.000 de euro? Frații mei, v-a dat doar un exemplu, ca să nu vă spun că au venit unii cu grebluța mică și au luat mai mult. Verificați cu toți oamenii. Verificați care e statutul familiei lor. Că am întâlnit persoane cu tupeu care și-au lăsat nevasta acasă și erau cu amanta prin Spania sau prin Germania. Verificați. Dar frate spune, dar e lucrări exacte. Fratele meu, nu-i după Biblie. Va veni vremea când diavolul, ca să înșele pe cei aleși, va folosi artileria grea. Spune Scriptura, vor coborî foc din cer, căutând să înșele chiar pe cei aleși. Ăia care vin și vinerea seara, ăia care au pus prioritate pe Domnul Iisus, pe alți care vin numai așa, îi termin așa, din mers cu 5.000 de euro și cu păcăleală și așa mai departe. Va încerca pe ăștia. Te rog frumos, verifică absolut totul. Apostolul Pavel nu-i deranjat, nici Luca. Spune Sfânta Scriptură că Pavel a mers să predice Evanghelia iudeilor din Berea. Și autorul Faptelor Apostolilor, cel ce a scris Faptele Apostolilor, în loc să spună că cei din Berea aveau inimă mai neîncrezătoare, mai circumspectă, mai dubioși, așa, spune cei din Berea aveau inimă mai aleasă, se duceau acasă și verificau dacă ceea ce le-a spus Pavel, chemat personal de Domnul Iisus, răpit până la al treilea cer. Evanghelia a fost dată prin descoperire dumnezească. Îl verifică pe Pavel dacă ce spune el este după Scripturi. Fratele meu, nu e nicio supărare ca în seara asta să vii să-mi spui, frate Vigel, nu-i după Scripturi lucrul ăla. Nici o problemă, pot pocăi și eu, că am loc de pocăință. Doamne ajută! Că știu că spuneți amir mai mult la mine ca la voi. Stimați mei, primul caracteristic a portretului biruitorului este faptul că ține credința autentică. A doua caracteristică, e atent la înșelare. Va șuga un lucru la lucrul acesta, frații mei, ca pentru biserică așa. În primul rând, rugați-vă pentru daruri, că Domnul are. În al doilea rând, dacă sunt daruri, vă rog frumos, apărați-le spatele. De foarte multe ori, darurile acestea, mai ales darurile de vedenie, de cunoștință, sunt foarte atacate de vrăjmași. Ele sunt comparate în Biblie, alături de celelalte slujbe, cu poziția unui vegheator, care stă pe turn și veghează. Știți că pe timp de noapte, cetățile se închideau cu porți, iar pe ziduri erau puși niște oameni care nu spunea, băi, îți vine rândul ței, spăzești pe zid. Nu vezi de un ochi și celălalt vezi numai jumătate. Nu!
erau puși pe ziduri oamenii care vedeau foarte bine și în întuneric. Erau puși, aveau darul ăsta de a vedea în întuneric. E bine, oamenii ăștia stăteau pe ziduri cu scut, cu suliți, cu arc, tot ce trebuia să le aveau la îndemână. Și trebuia să facă din rom, pe zid, să fii foarte atent. Cei din cetate dormeau, cei din cetate puteau discuta pe stradă. El trebuia să fie atent în direcția respectivă. Aș vrea să vă spun că de foarte multe ori, cei din cetate nici nu se culcă măcar. Cei din cetate, plăcerea lor este să ia bolovane a insinuărilor, a bârfei, a clevetirii și să începe să arunce de la care stă pe zid pentru ei. Vorbește de nevasta lui, vorbește de copiii lui, nu ca să fiți sfinți și perfecți, dar încep să vorbească așa și aruncă cu bolovani. Ce-ai fi dacă te duce la omul ăla să spui, frate, mă ta ești vasul Domnului, dar felul cum vine îmbrăcată nevasta la slujbe, îți descalifică darul dumitale. Ți-am spus asta, n-am mai vorbit cu nimeni. Te rog frumos, rezolvă problema asta în cadrul familiei dumitale. Nu, merg la altul, să dă mare, prorocește, dar uite cum vine fata lui, dar uite băiatul lui ce face. Dar uite, și începe să arunce cu bolovani. Bine, la un moment dat, străjerul nu mai stă cu scutul spre dușman. Străjerul trebuie să întoarcă scutul spre preaibiții lui, frați care n-au ce face și vorbesc de rău. Și la un moment dat vine și dușmanul, știi? Vine și dușmanul și îl întreabă, frate, vine cineva? Băi, fraților, vine printre bubuiturile de vorbe, de insinuări și de acuzații. Vine cineva în dreptul unei case, dar nu pot vedea vine. Spune exact, că noi vrem să te nimerim mai bine. Spune exact, unde vine? Și mă vezi că vine diavolul și e o fată dintr-o familie. Dacă străjerul era pe ziduri, spunea, familia cu tare să pregătească, uniți-vă două, trei în post, ca diavolul să n-aibă nicio putere. Dar i-a bubuit și acum ne-a prins surprindere când se întâmplă ceva. Frații mei, o biserică normală, o biserică care se respectă, e o biserică care își pune străjerii pe ziduri, să spune, fratele meu, de casa ta ne ocupăm noi. Ne rugăm pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru casa ta, îți apărăm spatele. Tu numai spune-ne ce spune Dumnezeu să ne vorbești. Câți din dumneavoastră aveți atitudinea asta? Pentru că vrem descoperire exactă. Vrem lucrări precise. Îmi aduc aminte că eram într-o marțială la noi în comunitate. Multe vă pot spune în domeniul ăsta. Am să vorbesc puțin. Într-o marțială eram la comunitate, la biserica noastră, unde ne rugam cu toți împreună, sute de frați și de surori. Și vine descoperire pentru un vas al Domnului. Iată, diavolul și-a făcut un plan să aducă într-o familie patru sicrie. Dar dacă poporul Domnului se va uni cu post și rugăciune, voi aduce peste casa aceea și peste poporul acesta un steag de biruință. Bineînțeles, toată biserica a fost bulversată. Patru sicrie într-o casă, îți dai seama. Ne-am oprit la urmă toți frații din conducerea bisericii, toate vasele de lucru. Am stat înaintea Domnului și Dumnezeu ne-a descoperit familia, era familia Strugaru. Este un grup de băieți Strugaru, dacă știți. Pe internet îi găsiți, băieți pocăiți și foarte oameni care cântă deosebit și slujesc pentru Domnul. Familia asta a fost vizorul diavolului. Acum sunt în Statele Unite. Sunt folosiți într-un mod extraordinar de Domnul. Atât Stelic este și diacon în biserică, este și proroc, este și cântăreț și dirijor de cor și Dumnezeu îl folosește în lucrarea lui. Și diavolul vrea să oprească toată lucrarea lor. Am hotărât cu toată biserica marța următoare să avem o zi de post în adunare. Vă spun că în marța următoare veneau copiii de la școală cu buzele arse de soare, lăsau ghiozdanele pe hol și intrau în adunare să se roage pentru cei patru frați ai familiei Strugaru. M-am uitat la părinții acestor copii când am intrat în adunare, sute de frați, după o zi de post, veniți acolo să ceară din mâna Domnului să înalți un steag al de biruință peste casa lor. În seara aceea Domnul a spus că mâna lui a fost la lucru și planul diavolului a fost zădărnicit, slăvit să fie Domnul. Vreau să mă întreb dacă vei trece printr-o asemenea situație, unde te duci? La Haga, la Bruxelles, la Casa Albă, unde să te duci? Vine și cu frații, vorbim așa. Pentru că aici se prezintă Iisus Hristos, stăviță-i fenomenele. Dar vii cu asemenea problemă dacă știi că există un plan. Dar dacă nimeni nu ți-l spune că cel care trebuia să fie proroc e cu ochii prin altă parte, dacă cel care trebuia să fie slujitor se ocupă cu alte lucruri, de aceea e bine biserica să vadă unde este și să ceară de la Domnul lumină și călăuzire. Doamne ajută! Amin.
Al treilea aspect al portretului biritorului este că țin dragostea fierbinte. Unul dintre lucrurile cele mai triste din pasajul ăsta Bibliei pe care l-am citit eu este cuvântul mulți. Dați-mi voie să vă recitesc încă o dată de la versetul 10, spune Scriptura așa. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Întrebarea logică care se pune este, câți mai rămân noi? De-aia v-am spus că nu-i concepeți. De-aia v-am spus că nu ne adunăm pentru să auzim cântările corului. E foarte bine când cântă, pe voci, armonios. Se predică bine, foarte bine, e dorit. Dar noi ne adunăm aici să ne întărim, să rezistăm pentru vremea din urmă. Doamne ajută! La asta ne adunăm, frații mei. Să ne întărim pentru lucrul ăsta. Mulți vor fi cei care vor cădea. La foarte mulți, dragostea se va răci. Atunci când Dumnezeu toarnă în noi dragoste, toarnă dragostea agape din Duhul Sfânt. Când îi iubești pe frați, fără motiv. Efectiv. De ce îl iubești? Nu știu. Dar nu-i simpatic. Domnul, îl iubesc. Îl iubesc pe Iisus Hristos. Nu pot să nu-l iubesc. Bă, dar ăsta te enervează. Bă, eu îl iubesc în fratele meu. Asta știi. Asta știi. Când se mulțește fără de legea, când ofensele se mulțesc, îl auzi la un moment dat pe ăla pe care îl iubești tu, când te vorbești pe la dos, sau vorbești din tine, sau din nevasta, sau din copiii tăi, vorbești ceva. Să nu spui că strigi aleluia și abia aștept să-l îmbrățișezi. Doar dacă te gândești să-l îmbrățișezi, să-l îmbrățișezi ca un urs, să-l strigi bine. Dar nici un caz nu te gândești ca înainte. Te gândești, Dumne, de ce? Pentru că dintr-o dată dragostea ta în urma acelei ofense, îi scade nivelul de ferbințeală. Apoi îl auzi pe unul care e colegul tău, care e prietenul tău, că te deranjează, că spune, bă, tu te dai mare și nu vrei să te pocăiești cu tare. Pac, mai jos. Pac, mai jos. Și la un moment dat ajungi cu dragostea la zero, aproape să o pui în congelator, că tot se potrivește, se asortează acolo. Frații mei, Biblia spune aici în textul biblic și dumneavoastră vei citi în textele colaborate, va ajunge o vreme când credincioșii vor fi urmăriți. Și spunea Domnul Iisus Hristos, când vă vor urmări într-o cetate, voi să... Nu stau în fața trenului meu, omule, că tu... Nu, te urmărești într-o cetate, duci în alta. Te urmărești acolo, duci în alta. Te muți. Din România, în Germania, din Germania, în România, dacă e cazul, mă duc în Rusia. Nici o problemă. Nici o problemă. Dar, frații mei, la un moment dat, autoritățile nu te vor mai găsi. Știi cine știe unde ești tu? Fratele tău cu dragoste la cota din gheță. Și vă spun, dar m-o și nervat, m-o supărat, ăștia nu știu. De eu fac și o lucrare pentru Domnul dacă fac martir pe ăsta. Și cu tare. Și te va vinde, se vor vinde unii pe alții. Bun. Acum, la momentul actual, te supără careva și nu poți ierta. Te enervează careva și nu poți ierta. Îți împrumută 50 de euro și îți faci plouă. Nu mai treci pe la tine și când vine, parcă i-s-o dus memoria. Bă, dar banii e. Care bani? Te uiți la el așa curios, bă, dar cum îi se șterge memoria numai când are el de dat? Când am eu de dat, ține minte și după ce i-am dat, iar ține minte. Cum îi se strânge? Te deranjează lucrul ăsta. Bun, dacă acum, ce vei face când te va vinde fratele tău și aproape să fii executat pentru credința ta? Cum ai să mori? Când tu de pe acum nu ești pregătit să iubești. Cum? De aceea credinciosul trebuie să ții dragostea fierbinte. Există o vorbă printre noi care se spune și care ar fi bine să fie adevărată. Nu puteți greși voi cât pot ierta eu. Ar fi bine să fie adevărată. M-am obișnuit cu ani mulți în urmă să vin la casa Domnului, să merg la slujbe, să fiu pregătit de ofertă. Să fiu pregătit că cineva să facă mișto din mine. Să fiu pregătit ca cineva să vină lângă mine și să dea el deștept. Și să fiu obișnuit cu asta. Să-l iert, să merg mai departe, să dau nicio treabă. Pentru că nu mă opresc pe dreptul lui. Pentru că vreau să rămân cu dragostea mea fierbinte. Nu e așa că te-ai oprit în dreptul unor oameni și încă îi mai ții? Spune Scriptura, mulți
din pricina mulțirii fără de lege, dragostea multor se va răci. Și în momentul ăla lumea se va împărți doar în două, în cei ce vând și în vânduți. Tu de care parte vei veni? De-aia te rog, din ziua aceasta, obișnuiește-te să ierți. Și dacă stau să mă uit bine la voi, aveți să iertați, nu-i așa? Aveți, v-a adus Dumnezeu lângă voi, nu mă suciți, nu mă încălșiți, pe mine m-a adus seara asta aici. Vă rog frumos, fiți pregătiți să iertați, Doamne ajută! Amin. Și veți vedea că Dumnezeu mărește testele. Mărește testele. Fii pregătit, Doamne, să ierți, să iubești pe omul respectiv. Fii gata să faci asta. Doamne. Ultimul aspect pe care vreau să-l prezint, pentru că în seara asta o să mai vorbim de tematica asta, bisericile vremuri din urmă, portretul biruitorului este cel ce ține credința lui Isus, care constă în pocăință și credință în Domnul Isus. Apoi cel ce e atent la înșelare, cel ce ține dragoste fervinte și ultimul aspect, care rabdă până la sfârșit. Amin. Cât ești dispus să rabd? Foarte mulți dintre noi ne tulburăm numai la gândul că am pățit și ala. Foarte mulți ne tulburăm numai la gândul că am pierdut locul de muncă. Foarte mulți dintre noi ne tulburăm numai la gândul că la un moment dat s-ar întâmpla ceva cu soția sau cu soțul nostru sau cu copilul nostru. Cât ai fi dispus? Spre Biblia, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Te-ai pus vreodată în întrebarea aceasta dacă ar trebui să ți se întâmple ceva? Bineînțeles, din punctul nostru de vedere sunt întâmplări. Sunt circumstanțe nefavorabile. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt foarte bine plănuite înainte de a ști noi lucrurile respective. Dar pentru noi sunt surprize. Cum ești gata să-ți duci credința mai departe? Pune-te în cazul unuia care a căzut de pe schelă și paralizat de la gât în jos. Și presupune că lucrul ăsta nu durează mult. Nici nu-ți dai seama. Un fotbalist de la noi, care acum am înțeles că cochetează cu mediul Evangheliei, mi-ai neșul. S-a sărit la o minge când a căzut peste colegul lui, s-a fracturat la gât și de atunci e paralizat. Simplu. Nu durează mult. Bun, ce faci în momentul respectiv? Bun, dacă ar trebui să-ți pierzi toată casa, toată averea, să-ți ardă scrum, ce faci atunci? Dacă ar trebui să-ți pierzi sănătatea și dintr-o dată să te anunțe că mai ai doar puțin de trăit, ce faci atunci? Foarte mulți dintre noi pierdem vreme cu lamentări. Pierdem vreme, Doamne, nu știi că eu trec prin situația, tu cum, de ce mie așa ceva? Cu alte cuvinte, nu știi care e situația, tu nu știi cum te ocupi în cer, dar uite că aici, pe pământ, lucrurile o scăpa sub controlul tău. Frații mei, începi să te antrenezi de pe acum că lucrurile în planul lui Dumnezeu sunt foarte clare. În anul mulți împăratului Ozia, spune Isaia, l-a văzut pe Domnul și în loc să-l vadă pe Domnul umblând la un perete, al altuia, la tronul de domnie, spunând, băi, a murit Ozia, pe cine pun eu în loc acum? Care e primul ministru cel mai potrivit? M-a luat prin surprindere, Domnul, moartea lui Ozia. Spune Scriptura, Domnul stătea pe scaunul lui de domnie. În timpul celor două războaie mondiale, când milioane de oameni au murit, Domnul stătea pe scaunul lui de domnie. În momentul când tu pierzi o grămadă de bani, Domnul stă pe scaunul lui de domnie. Toate lucrurile erau cunoscute dinainte și știute dinainte. Problema nu e la el, e la tine. Cum treci tu peste toată treaba asta? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Sunt oameni pe pământul ăsta care trec prin anumite situații care rabdă. Care rabdă. Sunt oameni care au copii, s-au născut cât de 4 copii, toți bolnavi. Trebuie să le pună pampers la 30 ceva de ani, toți bolnavi, nu știu ce cu ei. Și te duci în familia aceea cu gând, cu ce întăresc eu, ești întărit de ei de acolo. Pentru că oamenii ăia au spus cineva răbda până la sfârșit va fi? Vii înapoi și spui, Doamne, eu nu răbd de ăsta, că nu vrea să cânte cu mine sau că nu știu ce. Nu. Uite, mama asta și tatăl ăsta rabdă toată situația asta, știi că e hotărât de Domnul, nu-l văd că comentează, nu-l văd că întreabă, că nici efectiv, n-ai unde să ducă cu treaba asta. Și foarte mulți dintre noi suntem dispuși să mergem mai departe. Frații mei, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Întreabă-te în seara asta, ce-ar trebui să ți se întâmple ca să te redezi de Hristos? Bineînțeles că acum, aici, nu se întâmplă nimic. Pregătește-te pentru cele mai grele scenarii. Pregătește-te. Și dacă nu vor veni, laudă pe Domnul că ai haos, mergi cu picioare. Amin.
Laudă-L pe Domnul că mai poți veni o dată la adunare. Laudă-L pe Domnul că mai poți cânta o dată cu frații. Laudă-L pe Domnul că te mai poți aduna o dată. Ai să ai motive de bucurie extraordinare. Dar fii pregătit să rauzi până la sfârșit. Cam ăsta e debilitorul, frații mei. Diavolul n-are ce-i face la un asemenea om. Nu are ce unde să ducă. El e pregătit să rabde până la sfârșit. El e pregătit să țină dragostea fierbinte. Poți să vii să-L ofensezi cum vrei. El e disponibil să te ierte. Pentru că are o cunună de preț. Pentru asta s-au angajat. Mașina rămâne, casa rămâne, diplomele rămân, toate rămân. Cununa ne așteaptă, frații mei, slăviți să fie Domnul. Vrei să pui mâna pe ea, îți schimbi mentalitatea. Vrei să pui mâna pe ea, îți schimbi gândirea și în seara asta te așezi pe percepte biblice și dincolo de toate celelalte aspecte, ești atent, veghezi, ții dragostea fierbinte și rază până la capăt. Știu că în mintea dumneavoastră, în urma acestui mesaj, toți sunteți de acord să mergeți până la capăt. Și eu sunt de acord să merg până la capăt. Însă drumul tău nu-i drumul meu. Când Domnul Iisus Hristos spunea cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea, îmi place tare mult expresia Evanghelistului Matei, care spune să-și ia crucea lui și să mă urmeze. De ce? Pentru că crucea mea nu-i crucea unui suror care are soțul alcoolic. Crucea mea nu-i crucea unui tată care are un copil care seara asta au plecat cu colegii lui la droguri și numai el știe când vine. Nu-i crucea mea, e crucea lui. Fiecare are crucea lui și are drumul lui. Dar pe drumul ăsta este gata Domnul să meargă cu noi, slăviți să fie Domnul. Este gata să ne facă niște biruitori și este gata să ne facă să câștigăm din mâna vrăjmașului pe toți cei care a apucat el. Dar pentru asta trebuie să cerem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă invit să ridicăm înaintea Domnului. Și am lăsat un oarecare timp, frații mei, pentru rugăciune fervinte. Să ne încălzească Dumnezeu dragostea noastră în noi și să toarne în noi puterea Duhului Sfânt ca ceea ce dorim să răbdăm până la sfârșit, să fim mântuiți, să ne ajute Dumnezeu să îndeplinim. Cu toții ne rugăm Domnului. Stăm înaintea Ta, Doamne, Tatăl. În numele Domnului Iisus Hristos, să-ți mulțumim de prezența